Puterea prezentului, ghid de dezvoltare spirituală. Eckhart Tolle ne spune că nu suntem una cu mintea noastră, iar emoția este reflectarea minții în corp. Pentru a sta ancorat în acum, este important să ne observăm gândurile și emoțiile. Durerea și suferința sunt stări ale minții și devin inevitabile atâta timp cât ne identificăm cu acestea. Singur ne creăm durerea și suferința prin neacceptare și rezistență inconștientă la ceea ce există, prin judecăți la nivelul gândului și prin negativism la nivel emoțional. O idee asupra căreia am reflectat mult timp, odată ce corpul durerii a pus stăpânire pe tine, dorești și mai multă durere. Ca să scapi de durere, permite momentului prezent să existe. Eckhart are o teorie interesantă legată de frică, total diferită de cea pe care o știam eu. Eu știam că frica este cea care ne ține departe de probleme. Nu bag degetele în priză pentru că mă curentez și mor. Asta știam eu și probabil o știi și tu. El spune că nu bag degetele în priză nu de frică, ci pentru că știu că sunt conștientă de ce o să pățesc, de consecința actului în sine. Zice că nu avem nevoie de frică pentru a evita pericolele întâmplătoare, ci doar de un minim de inteligență și bun simț. Și dacă stau să mă gândesc, de-a lungul timpului chiar așa a fost. Frica a apărut atunci când nu aveam în minte consecințele clare, nu știam exact ce o să se întâmple la final. Timpul și mintea sunt inseparabile, iar atunci când pui capăt iluziei timpului, mintea nu mai este stăpâna ta. Încă o dată, trebuie să permitem clipei prezente să fie fără a mai trăi în trecut sau viitor, în memorie sau imaginație. Personal, ador sporturile extreme, însă nu am știut niciodată de ce. Tolle mi-a dat răspunsul. Pentru că sporturile extreme te țin captiv în prezent, în clipa de acum. Ești acolo cu toată ființa ta, cu toate simțurile ascuțite. Toată atenția ți-e îndreptată pe ce se întâmplă clipă de clipă. Continuăm cu cea de-a doua carte scrisă de Tolle, care vorbește despre pace și liniște. Liniștea vorbește. Este o carte care trebuie răsfoită atunci când simți nevoia de liniște. Am selectat câteva idei interesante din ea care au venit exact la momentul când aveam cea mai mare nevoie de ele. Atunci când pierzi contactul cu liniștea lăuntrică, pierzi contactul cu tine însuți. Când pierzi contactul cu tine însuți, te pierzi în lume. Mie mi s-a întâmplat să pierd contactul cu mine și să mă pierd în lume. Ție, atunci când am început să mă compar cu alții sau să împrumut din dorințele și visele altora, mi-am dat seama că nu mai sunt eu. Ori de câte ori accepti un moment așa cum este el, indiferent sub ce formă se prezintă, ești liniștit, ești împăcat. Ce eliberare simți atunci când iei lucrurile așa cum sunt, fără să le judeci, fără să te enervezi, fără să reacționezi în vreun fel. Înțelepciunea vine odată cu abilitatea de a sta liniștit. Mi-a plăcut următorul lucru. Nu-ți lua gândurile prea în serios și asta numește Tolle mica practică spirituală. Îmi amintesc că mi s-a adresat, nu de mult, următoarea întrebare. Ce faci atunci când atingi un țel și nu mai simți nimic, nici bucurie, nimic? Am găsit răspunsul în această carte prin următoarele două afirmații. Atunci când trăiești prin ego, reduci întotdeauna momentul prezent la un mijloc de a atinge un țel. Trăiești pentru viitor, iar când îți împlinești țelul, el nu te satisface, sau cel puțin nu pentru mult timp. Atunci când acorzi mai multă atenție lucrului pe care îl faci decât rezultatului la care vrei să ajungi prin lucrul respectiv, îți rup lanțurile condiționării egotice. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost următoarea întrebare.
Momentul prezent este așa cum este. Poți să-l lași să fie așa cum este? O întrebare la care ar fi bine să medităm toți. Alte idei din carte. Fii tu însuți în aici și acum. Fă lucrurile pe rând. Implică-te total în ceea ce faci. Voi încheia această recenzie cu următorul citat. Orice accepți în totalitate îți va aduce liniștea, inclusiv acceptarea faptului că nu poți accepta că opui rezistență. O să trec acum la următoarea carte care completează în mod armonios ideile lui Eckhart Tolle. Cartea Secretelor. O carte pentru trup, minte și spirit în care Deepak Chopra prezintă secretele vieții. Enumăr o parte dintre acestea, adică pe acelea care m-au impresionat sau au avut un impact asupra vieții mele. Misterul vieții este real și reprezintă separarea enormă dintre realitatea profundă și existența de zi cu zi. Lumea se află în tine, adică tot ceea ce experimentezi te reflectă pe tine. Cele patru căi care duc spre unitate sunt simțirea, gândirea, acțiunea și a fi. Ceea ce cauți ești deja. Cu alte cuvinte, tot ceea ce vrei ești deja. Trebuie doar să privești cu atenție în tine. Cauza suferinței este irealitatea. Ne facem povești în cap, le hrănim, și așa apare suferința din ceva care de cele mai multe ori nici nu se manifestă în realitatea fizică. Suntem cei mai buni realizatori de telenovele. Libertatea îmblânzește mintea, așa că învață să te detașezi de tot și toate. Gândește-te că ai posibilitatea de a alege în orice clipă din viața ta. De ce te-ai cramponat de ceva anume? Doar ca să suferi? Suferința este o stare a minții. Orice viață este spirituală, apropo de câte religii există în lume. Toți ne supunem acelorași legi ale naturii și toți suntem ființe spirituale, indiferent de naționalitate, cultură, educație sau religie. Răul nu este dușmanul nostru. Răul este umbra noastră care ne arată că nu suntem pe cale, că trebuie să schimbăm ceva, să-l facem să ne fie aliat. Trăim în mai multe dimensiuni care, după Deepak, sunt ființa pură, extazul condiționat, iubirea, starea de cunoaștere, miturile și arhetipurile, intuiția, imaginația, rațiunea, emoția, corpul fizic. Moartea face viața posibilă și, de fapt, murim în fiecare clipă pentru a ne putea crea în continuare. Universul gândește prin tine și aici, Dr. Chopra include liberul arbitru și predestinarea. Nu există alt timp în afară de acum. Suntem cu adevărat liberi atunci când nu ne mai identificăm cu propria mască. Suntem mai mult decât corpul nostru fizic, mai mult decât posesiunile și mai mult decât emoțiile noastre. Suntem ființe de lumină temporale și iubitoare. Sensul vieții este totul, acesta fiind compus din să-i aduci laude lui Dumnezeu și creației lui, să iubești și să fii iubit, să-ți fii credincios ție însuți. Totul este esență pură. Ultima idee din această carte face frumos trecerea la următoarea. Dincolo de spirit, suntem și corpul nostru, deși nu ne identificăm cu el și de cele mai multe ori nu îi acordăm atenția cuvenită. Ascultă-ți corpul. Tu existi pe pământ pentru a veghea la propria ta evoluție și nu la evoluția celorlalți. Este inutil să-ți folosești energia pentru a-i judeca, a-i conduce sau a-i influența pe ceilalți. Existi pe pământ numai pentru tine. Așa a început de carte, m-a impresionat. Din clipa când am citit această frază, mi-am dorit ca fiecare celulă a corpului meu să o integreze,
să se hrănească cu această idee. Poate te întrebi cum am ales să inserez o astfel de lectură la capitolul spiritualitate. Răspunsul l-am dat prin citatul de la începutul acestei recenzii. Liz spune că devenim ceea ce gândim și că suntem singurii responsabili de propria viață. Legat de funcția de părinte, precizează că singura responsabilitate a unui părinte este aceea de a-și iubi și a-și ghida copiii. Mi-a plăcut și cum definește ea iubirea prin trei faze. 1. Ai lăsa pe ceilalți să fie așa cum vor și a nu le da tot ceea ce vor să aibă. 2. Să acorzi libertatea și spațiul de care celălalt are nevoie. 3. Să dăruiești și să sfătuiești fără să aștepți ceva în schimb. Legea cauzei și a efectului spune că fiecare culegem ceea ce semănăm. Așa că ești 100% responsabil pentru tot ce ți se întâmplă. Autoarea arată că ruperea legăturilor sau a atașamentelor se face prin iertare. Credința este definită ca a crede cu o încredere nestrămutată în prezența Dumnezeului din tine. Nu putem să dăruim ceea ce nu avem, așa că dacă ai îndoieli și frici, nu vei putea face fericit pe altcineva. Ca o atenționare pentru corpul fizic, a folosi energia într-un mod neadecvat poate să provoace o lipsă de vitalitate. Pentru autoare, fiecare afecțiune sau boală este un mesaj în sine. Febra mare îți spune că ascunzi o furie, astfel că, pentru a scăpa de ea, spune ce ai de spus și ții încă în tine. Răul este un produs al fricii, deci tot ce este considerat ca fiind rău face parte din marele plan divin și este permis pentru a-l ajuta pe om să evolueze. Moștenirea ta este perfecțiunea. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și un lucru destul de des întâlnit este acela că există două forme de orgoliu. Mental, atunci când crezi că știi totul, și cel spiritual. Nevoile corpului mental sunt adevărul, individualitatea, respectul, siguranța, nesiguranța, integritatea, a acorda sprijin celorlalți, rațiunea de a fi. Nevoile corpului emoțional sunt frumusețea, creativitatea, încrederea, apartenența, speranța, afecțiunea, țelul. Acum o să trec la o altă carte, Codul emoțiilor, care m-a impresionat prin aplicabilitatea exercițiilor și care are legătură atât cu trupul cât și cu spiritul. Codul emoțiilor. Cartea vindecă practic emoțiile captive și a pus amprenta în viața mea într-un mod special. M-a învățat să-mi ascult corpul care exprimă mesaje de la sinele meu superior, practicând tehnica balansului, tehnică pe care am descoperit-o prima dată, citind cartea doctorului Nelson. Codul emoțiilor este o culegere de tehnici de curățare a emoțiilor negative, emoții pe care fiecare dintre noi le avem. Autorul spune că o bună parte din suferința noastră se datorează energiilor emoționale captive înăuntrul nostru. Am să descriu doar această tehnică pe care eu o aplic atunci când vreau să aflu răspuns la diferitele întrebări pe care le am. Stai în picioare într-o poziție cât mai confortabilă, într-o cameră liniștită, ferită de zgomote sau alți factori perturbatori. Depărtează ușor tălpile, astfel încât distanța dintre ele să fie egală cu cea a umerilor. Rămâi liniștit cu brațele pe lângă corp. Relaxează-te. Dacă vei rosti o afirmație coerentă și adevărată, vei observa că acesta se înclină ușor înainte. Dacă afirmația este neadevărată, corpul se va balansa în spate. Prima afirmație poate fi: numele meu este X. Dacă este adevărat, corpul se înclină în față, dacă nu, în spate. Apoi poți face orice altă afirmație ca să testezi. Spor.
În viitor, medicii nu vor mai oferi medicamente, ci își vor determina pacienții să țină mai mult cont de dietă și de modul de viață, de cauzele și de prevenirea bolilor. Simptomele sunt modalitatea corpului de a-ți spune că ceva nu e în regulă, iar atunci când te vei elibera de emoțiile captive, îți va fi mult mai ușor să atragi în viața ta experiențele pe care ți le dorești. Ce ne duce la îmbolnăvirea fizică? Cultivarea orgoliului este cea care ne blochează progresul și ne face rău. Mare parte din suferință se datorează faptului că nu înțelegem ce efecte au gândurile și acțiunile noastre asupra noastră și a celorlalți. Ori de câte ori apar încercări în viața noastră, este nevoie să ne amintim că Dumnezeu are un plan pentru noi și că suntem iubiți. Și îmi îndrept acum atenția către ultimele două cărți selectate pentru acest domeniu. Le-am lăsat special la finalul capitolului din două motive. 1. Amândouă prezintă aceeași tehnică spirituală pe care o practic din anul 2009 și 2. Ambele sunt scrise de mentorii mei, Mabel Katz și Dr. Ihalea Kalahiulen, la căror cursuri am avut bucuria și binecuvântarea de a participa de-a lungul a 7 ani. Prima carte este cea care face introducerea în metoda Ho'oponopono și îi aparține lui Mabel Katz. Cea mai ușoară cale. Mabel vorbește despre Ho'oponopono, o metodă hawaiană de curățare a amintirilor, simplă și la îndemâna oricăruia dintre noi. Ho'oponopono se traduce din hawaiană a curăța, a îndrepta o eroare. Practicând această tehnică, cureți programele din mintea subconștientă, eliberându-te atât pe tine cât și pe ceilalți. Ea spune că tot ce se curăță de la tine, se curăță de la toți ceilalți. Tehnica oferă o serie de unelte de curățare, cum ar fi folosirea în mod repetat, a următoarelor expresii. Te iubesc, mulțumesc, pare rău, te rog să mă ierți. Simpla lor pronunțare, fie și numai în gând, în mod continuu, curăță aceste programe. Mabel scrie despre cine suntem noi, despre credințe și frici, despre noi și relația cu banii și despre iubire și spune că cea mai ușoară cale este să alegem să curățăm, restul să lăsăm în seama lui Dumnezeu și noi să ne detașăm. Ho'oponopono este un proces de iertare și de transformare ce șterge acele amintiri și gânduri care ne creează problemele în viață. Care sunt pașii acestui proces? Pasul 1. Să ne asumăm responsabilitatea 100% pentru viața noastră. Să spunem, îmi pare rău pentru ceea ce se petrece în interiorul meu și a generat asta. Pasul 2. Să realizăm că intelectul nu știe nimic și să-i dăm drumul, să ne detașăm de problemă. Pasul 3. Important este să curățăm în permanență, precum respirația, pentru a vedea rezultatele acestei acțiuni. Pasul 4. Trebuie să nu avem așteptări. Să ne dăm voie să ne lăsăm surprinși de Dumnezeu prin ceea ce trimite către noi. Tot ce este nevoie să faci este să repeți în gând mereu mulțumesc, 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 ori te iubesc sau combinate. Zero limite. Aceasta este una dintre puținele cărți pe care le răsfoiesc la intervale scurte de timp pentru a-mi reaminti calea pe care am pornit în urmă cu ceva ani. Lăsând la o parte aspectul comercial al numeroaselor testimoniale presărate în carte de Joe Vital, tocmai pentru a întări miracolul provocat de Dr. Hulen și metoda sa de curățare a amintirilor din subconștient, cartea este de o simplitate și un bun simț extraordinare. Spun asta pentru că prezintă esența spiritualității a tuturor religiilor și tehnicilor actuale. De asemenea, în ea este descrisă și povestea lui Ihalea Kala, care a vindecat un spital întreg plin de bolnavi mental, doar folosind Ho'oponopono.
Dr. Len spune că putem să ne trăim viața prin două perspective, fie din inspirație, fie prin intermediul amintirilor. Inspirația vine de la Dumnezeu, însă ca să putem să o percepem, este nevoie să ștergem mai întâi aceste amintiri. Divinitatea este starea de zero atunci când nu avem nicio identitate, nicio amintire, iar ca să se întâmple să primim inspirația, este nevoie să scăpăm de deșeurile din subconștient. Joe Vital spune că atât timp cât am trăit din intenții, am continuat să lupt, dar când m-am pus la adăpostul inspirației, viața mea s-a transformat. La fel ca și Mabel și Dr. Len, spune că este nevoie să ne asumăm responsabilitatea totală pentru tot ceea ce trăim, pentru că totul este în interiorul nostru, totul vine din noi. Așa că de fiecare dată când aplicăm tehnicile de curățare Ho'oponopono, ne asumăm responsabilitatea totală și ne cerem iertare în numele propriei noastre persoane, pentru că înțelegem și acceptăm că tot ceea ce apare în viețile noastre este doar o formă de manifestare a unor programe preexistente, o proiecție a acestora. Una dintre ideile de bază ale acestei cărți este aceea că lipsa iubirii blochează starea noastră de bine și că iertarea este cea care deschide ușa pentru ca iubirea să inunde ființa noastră. Există și o rugăciune frumoasă care curăță amintirile și pe care am să-ți las ție bucuria de a o descoperi citind această minunată carte. Tot acolo ai să descoperi și Trinitatea, Mama, Tatăl, Fiul, în corespondentul lor spiritual din punctul de vedere al acestei metode hawaiene. Am încheiat cu această lectură pentru că mi se pare modul cel mai ușor și mai ecologic de a crește spiritual și a avea o viață împlinită pe toate planurile. Mulțumim că ai ascultat acest material! Sperăm că ți-a fost de folos și te așteptăm din nou pe canalul nostru cu materiale noi pregătite săptămânal.